Răsturnare de situație în scandalul celor două anesteziste de la Pantelimon acuzate de omor. Doctorițele pot pleca acasă după aproape două săptămâni petrecute în spatele gratiilor. Judecătorii Curții de Apel București le-au admis contestația la capătul unui proces în care au pledat doar avocații. Magistrații au dispus punerea în libertate fără nicio măsură preventivă. Aduse în cătușe din arestul poliției de o escortă impresionantă, cele două doctorițe anesteziste au vorbit foarte puțin despre acuzațiile care le vizează. Au ajuns în sala de judecată cu speranța că vor obține o măsură mai blândă decât arestul preventiv, în care au fost plasate acum aproape două săptămâni. Sunteți convinse că ați făcut tot ceea ce a trebuit pentru acel pacient? Cele două doctorițe anesteziste s-au prevalat în fața Curții de Apel București de dreptul la tăcere și astfel au refuzat să dea orice explicație în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon, în secția de terapie intensivă, la începutul lunii aprilie. Preferat să-și lase avocații să pledeze. În ultimul cuvânt însă, suspectele le-au cerut judecătorilor să țină cont de faptul că au studiat an la rând și au precizat că nu au făcut nimic din ce le reproșează procurorii. A fost singurul moment în care au respins personal acuzațiile, și anume că ar fi provocat moartea unui pacient prin conduita lor terapeutică. Când veți da explicații despre ceea ce... Doamna doctor este prea tulburată ca să vorbească public despre acest scandal, a precizat unul dintre avocați. În sala de judecată, apărarea a insistat, la fel ca în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la tribunal care le-a arestat preventiv, că anestezistele nu sunt criminale. Iar dacă au greșit vreo procedură medicală, asta nu înseamnă că au comis un omor cu premeditare. Nu vreau să vă întorceți la muncă? Avocații celor două doctorițe s-au plâns că nu ar fi avut acces la tot dosarul, iar surse apropiate de apărare susțin că suspectele nu au putut până acum să contracareze probele strânse împotriva lor, pentru că au fost administrate înainte de reținerea de acum două săptămâni. Apărarea contestă vehement raportul de expertiză medico-legală, actul care ar fi înclinat balanța în favoarea acuzației de omor. Asta după ce legiști au concluzionat că reducerea dozei de noradrenalină ar fi provocat pacientului de 54 de ani un stop cardiorespirator și apoi decesul. Așa că avocații anestezistelor vor cere suplimentare expertizei cu obiective noi, inclusiv cu ajutorul unui expert parte.